Patricia Graure vă prezintă știrile HD365. Bun găsit la știri! Sunt peste 1000 de oameni cu simptome de COVID în Hunedoara, 926 fiind deja confirmați vineri dimineață. Toate aceste cazuri sunt exact jumătate din numărul celor ce s-au vindecat deja, iar situația este îngrijorătoare. Spitale, școli, grădinițe și azile fiind închise din acest motiv. Potrivit unei statistici date de instituția prefectului de Hunedoara, în ultimele două săptămâni au fost pozitivate numai puțin de 926 de persoane, alte 243 sunt internate în spitale și 236 de oameni așteptau încă rezultatele testului PCR. Asta în timp ce de la începutul pandemiei 189 de oameni au murit în Hunedoara din cauze asociate infecției cu COVID-19. În acest moment, în județul Hunedoara, sunt focare la ATI, în Spitalul de Urgență din Petroșani, cu 14 cazuri, Centrul de Rezidență UAMS Hunedoara, 4 cazuri, Asociația Bunicii Văijiului, Centrul Rezidențial, 78 de bătrâni, Swiss Deva, 54 de muncitori, Spitalul Municipal Hunedoara, Secția Neurologie, 14 cazuri, Direcția de Asistență Socială Deva, 24 de cazuri, Clubul Sportiv Fotbal Hunedoara Junior, 11 cazuri, Rețeaua de Case Familiale pentru Copiii cu Dizabilități Hunedoara, 4 cazuri, Spitalul Județean de Urgență din Deva, 10 cazuri, Liceul Sportiv Deva, 9 cazuri, Spitalul Municipal Lupeni, secția ATI, 3 cazuri. De altfel, și școlile sunt închise în mai multe localități, 81 de cazuri fiind confirmate în instituțiile de învățământ de la începutul anului. Numai vineri, până la prânz, au fost confirmate 80 de cazuri. În Valea Jiului, la Petroșani, există o incidență mai mare a cazurilor. Aici sunt 124 de cazuri active de COVID-19, reprezentând 3,337 de cazuri la 1000 de locuitori. În municipiul Lupeni sunt 20 de cazuri de COVID-19, reprezentând 0,855 la 1000 de locuitori. În municipiul Vulcan sunt 47 de cazuri de COVID-19, reprezentând 1,945 de cazuri la 1000 de locuitori. În orașul Uricani sunt 8 cazuri active de COVID, reprezentând 0,892 de cazuri la 1000 de locuitori. La Aninoasa sunt 8 cazuri, reprezentând 1,835 de cazuri la 1000 de locuitori, iar la Petrila sunt 48 de cazuri active de COVID-19, reprezentând 2,115 cazuri la 1000 de locuitori. Modelul de transformare al unui peisaj industrial în unul cultural, așa cum este cazul la Petrila, a ajuns până la Euronews. O echipă de la acest post a venit în Valea Jiului, iar arhitecții care au gândit o nouă strategie spun că lucrurile încep să se miște pentru vechea preparație, ce va deveni un loc căutat de multă lume. Ilinca Păun Constantinescu, una dintre arhitecții care au gândit relansarea zonei de la Mina Petrila, spune că s-au făcut pași importanți, că proiectul are noi valențe și ne-a vorbit despre ceea ce va cuprinde turnul vechii preparații în viziunea nu foarte îndepărtată. O echipă de la Euronews a petrecut, cred că o lună sau nu știu, n-am înțeles exact cât timp, în Valea Jiului pentru un reportaj în care au încercat să înțeleagă care este situația minelor în general și poziția administrațiilor față de acestea și bineînțeles că la Petrila, unde este singurul loc în care în momentul ăsta se întâmplă ceva altfel decât demolarea, deci în sensul unei conversii, bineînțeles că i-a interesat să vadă și ce se propune acolo. Așa că le-am dat un scurt interviu în care am reprezentat toată echipa. O echipă amplă de specialiști a reușit să finalizeze prima parte a proiectului la vechea preparație. Acum se lucrează la partea de rezistență. Săptămâna trecută a fost predată prima fază, care a însemnat toată partea de studii tehnice, și anume studiu geotehnic, dezvelirile de fundație, încercările în clădire, expertiza tehnică, care este cea pe baza căreia se va construi proiectul mai departe, și prima schiță de arhitectură. Dar cum va arăta acel turn ce ar fi trebuit demolat, ca și zona din preajma lui, ne explică tot Ilinca. La parter ne-am gândit să ne folosim de faptul că în spatele clădirii se află calea ferată către Petroșani și către Lonea, și să lăsăm toată zona de parter
deschisă pentru circulație pentru un viitor peron de tren, după care la următoarele două etaje există un spațiu multifuncțional cultural care poate primi diverse destinații, de la expoziții care se pot schimba până la mici spectacole, workshop-uri și așa mai departe. După aceea avem și un spațiu pentru birouri și administrație, care, adică ideea de fapt a fost de a crea o succesiune de spații care să poată să fie administrate independent și totul să fie cât mai variat, astfel încât clădirea asta să fie și profitabilă, să spunem așa, și să fie atât pentru comunitate, dar să și aducă vizibilitate și bani, dacă vreți. După aceea avem un spațiu pentru activități sportive, pentru că asta a apărut foarte des în dorințele locuitorilor. În conurile de beton, într-unul din ele este, asta a pornit de la ideea lui Ion Barbu, un mare spațiu expozițional cu o pasarelă de unde poți să admiri în acel spațiu mare piesele expuse. Iar celălalt con este dedicat unei mici zone de spa, unde ideea este că te poți relaxa de la înălțime și să ai priveliște asupra întregii mine. Iar în conul mare, ultimul spațiu, este un bistro cafenea. Ne-am gândit să punem un astfel de spațiu de relaxare. Întreg accesul în această construcție de viitor se va face fie pe scări, fie cu un lift, iar ideea arhitecților prinde contur în fiecare zi. Deocamdată sunt la proiecte, dar promit că vor accesa fonduri și vor reda vieții orașului acest loc ce urma să fie demolat. Celelalte clădiri așteaptă să fie cumpărate, iar reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara spun că sunt gata să le ia. Consiliul Județean Hunedoara este pregătit pentru a cumpăra activele minei Petila. Avem bani, dar deocamdată noi nu am fost înștiințați că aceste active vor fi scoase la vânzare. Există acele patru adrese făcute de către noi, către Ministerul Economiei, iar din partea aceea nu am primit niciun semnal. Birocrația a încurcat mult planurile arhitecților și s-au pierdut și fonduri europene ori norvegiene, însă echipa de arhitecți este gata să susțină din nou planurile pe mai departe. Și-a găsit refugiul în desen, iar ce iese din mâinile ei sunt adevărate opere de artă. Toată lumea îi apreciază lucrările, mai ales portretele, iar colegii și prietenii stau să-i deseneze, doar că nu are întotdeauna cu ce să deseneze, ori pe ce. Ana Rahela Mihăilă învață la o clasă cu cerințe speciale. A recuperat mult și acum a ajuns în clasa a 8-a. Educatorii spun că a ajuns să facă mari progrese. Toți au fost însă uimiți ca, de la o zi la alta, să vadă că Ana, așa cum spun colegii, desenează incredibil de frumos. Portretele sunt de o acuratețe ieșită din comun și ea spune că îi face o mare plăcere să deseneze. Îmi place foarte mult să desenez, e un lucru foarte frumos. Mulți colegi au spus că desenez foarte frumos și am vrut să le arăt tuturor, dar nu știu cum să fac să le arăt. Ar fi făcut o expoziție, să și vândă din desenele făcute, ori poate să le facă unora dintre vizitatori portretul, dar acum pandemia nu le permite celor de la școală să o ajute. Profesoara sa, doamna Ramona, spune că o ajută cu ce poate, însă Ana are mereu nevoie de creioane și blocuri de desen. Anul trecut a început să deseneze la orele de desen brusc niște portrete foarte frumoase. Ea desena frumos și înainte, dar niciun caz ca acum. Și și-a tot perfecționat tehnica. Asta m-a uitat și pe YouTube, pe niște canale unde se arăta cum se desenează, să iasă mai bine în evidență ochii, părul. Și și-a perfecționat foarte mult tehnica. Cel puțin toată vara mi-a arătat niște desene pe care le-a făcut superbe. Sperăm din suflet ca oamenii potențial financiar să vină în sprijinul ei, cumpărându-i lucrările, să o ajute să își poată dezvolta acest talent, să-și poată lua materiale bune cu care să continue desenul și pictura.
Ana spune că este gata să facă oricui portretul, că pasiunea ei e pictura și că vrea să facă din asta un mod de viață. Oricine crede că o poate ajuta, o găsește la școala gimnazială Igheduca, la clasa de copii cu abilități speciale. Despre superputeri cu piticii de grădiniță și elevii care au participat la schimburile de experiență între țări. Așa s-a desfășurat acțiunea Erasmus Plus la una dintre școlile din Petroșani. Ce ești tu astăzi? Elsa. Dar de ce te-ai îmbrăcat azi așa? Că îmi place. Îți place Spider-Man? Da. Dar ce superputere ai? Care sunt superputerile tale? Pânzate paianje. Despre superputeri a fost vorba la această manifestare dedicată celor mai mici dintre copiii de la Igheduca, iar ei au fost extrem de încântați să participe. Noi am învățat prin povești că dobândim puteri de eroi. Ce înseamnă asta? Am luat o poveste și am caracterizat personajul principal, eroul. Ce facem de acolo? Luăm faptele lui bune, luăm curajul, luăm voința lui de a face fapte bune, visăm că putem să fim mai buni și astfel ne dezvoltăm stima de sine și suntem mult mai curajoși. Timp de 3 zile, toți cei care au beneficiat de minunata magie a proiectelor Erasmus Plus împărtășesc din experiențele de neuitat comunității locale și chiar lumii, iar proiectul s-a desfășurat în Petroșani la una dintre școlile în care copiii sunt în acest moment implicați în 3 proiecte. Noi avem în prezent 3 proiecte Erasmus în derulare, care din cauza pandemiei s-au amânat cu un an, dar activitățile de derulare, nu mai facem mobilitățile deocamdată. Și avem Magical Power of Stories, puterea magică a poveștilor, în care sunt implicați cei de la grădiniță, care astăzi vor fi și ei supereroi. Pe noi Erasmus ne-a făcut supereroi pentru că ne-a dat abilități și competențe pe care poate altfel nu le dobândeam. La această școală s-au încheiat 2 proiecte Erasmus Plus și 3 proiecte care au debutat la 1 septembrie 2019, iar cei care au participat la schimburile între țări au venit să își împărtășească experiența. Am participat la o acțiune în Erasmus în Polonia, în Psari. O acțiune din care am deprins foarte multă experiență, mi-am dezvoltat nivelul de engleză, nivelul de comunicare și am văzut cum este traiul oamenilor și în alte țări. Ei stau 8 ore la școală, eu, de exemplu, în prezent stau 7 ore la școală. Aș aduce și la noi un program de masă, de masă caldă, ca să spun, în școală, pentru copiii care stau mai mult la școală, peste 6 ore, pentru că ne este greu să ne rănim, ca să zic așa. Am să încerc să le povestesc și la alții experiența mea care am avut-o în cadrul proiectului Erasmus. A fost o experiență de neuitat. Am avut șansa să cunosc lume nouă, să cunosc o cultură nouă și vreau să împărtășesc aceste lucruri minunate și cu alții. Ce te-a încântat? Unde ai fost plecată? M-a încântat foarte tare populația. Se vede că Polonia este o țară foarte organizată și oamenii sunt foarte de treabă. Am fost primiți acolo ca și cum am fi fost unul de a ei, nu dintr-o țară străină. Mi-a plăcut că nu erau discriminări de piele, erau copii de toate culorile, din toate statele implicate în acest proiect și aceste lucruri m-au lăsat plăcut, impresionată. Ce aduce de la ei la noi? Aș aduce de la ei probabil organizarea. Erau foarte organizați, aveau totul foarte bine pus la punct, nu întârziau nici măcar o secundă. Județul Hunedoara are numai puțin de 42 de proiecte Erasmus Plus și se clasează în topul național al școlilor care fac astfel de schimburi de experiențe. Din păcate, în acest an nu s-a putut pleca în schimbul de experiență peste hotare, iar activitățile s-au limitat la cele ce puteau să se desfășoare în școală și în online. Un biet cățel a fost salvat din apele crescute ale Jiului chiar în zona de confluență a celor 2 jiuri, cel de est și cel de vest, de un tânăr care lucrează în apropiere. A intrat în apa învolburată, rece și murdară și după minute bune a reușit să aducă animalul la mal. Cosmin Oancea lucrează la servisul auto, aflat la intrarea în defileul Jiului dinspre Petroșani și acum câteva zile, pe o ploaie rece, a auzit
un plâns de câine timp de mai multe ore. Inițial a crezut că este unul dintre cei care obișnuiesc să stea în apropierea locului de picnic din defileu, dar când a ieșit afară a găsit câinele la baza unuia dintre pilonii podului de peste Jiu. Cățelul era speriat, înfrigurat și cerea ajutor, pentru că apa Jiului era în creștere pe un cod portocaliu de inundații. Bă, pe unde treci? Vezi să nu te ia curentul, bă, nebunule. Nu te băga pe acolo! Acolo e cea mai adâncă! Nu te băga, că acolo e adâncă! Acum e destul de mic, atunci era un pic mai mare. Gestul a fost făcut pentru că și eu am cățeluș și acasă și... pur și simplu așa am simțit. Cum l-ați auzit? Ce s-a întâmplat? Lătra și scheuna, cam așa. Și l-am auzit când am închis ușa la atelier. Și atunci m-am venit să văd ce e, că nu prea s-au de cățelul scheunând pe aici și de aia. M-am gândit că e ceva mai mic, dar de fapt era destul de mare. Salvatorul patrupedului crede că animalul a intrat în apă undeva mai sus și că a reușit să nu se nece și așa a ajuns la albia Jiului, la podul de la intrare în defileu. Dacă nu reușea aici să se susțină, ar fi putut să moară înnecat. Ce-i, mă, puțu? Cum Dumnezeu ai ajuns acolo, mă, animalule? Știrile HD 365 se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend minunat, dar nu uitați, ne revedem și mâine la retrospectiva știrilor.